Salutare prieteni. În episodul de astăzi vom continua să facem lumină asupra unei perioade de aproximativ 1000 de ani care se întinde de la retragerea Aureliană până la apariția țărilor române, perioadă în care despre care manualele de istorie nu spun aproape nimic și totuși în această perioadă s-au întâmplat destule Există și surse istorice, e adevărat, nu foarte detaliate, există descoperiri arheologice, știm în linii mari cam ce triburi, regate și state medievale s-au succedat pe aici. În episodul despre gepizi am vorbit despre apariția avarilor, care pe la anii 560 și ceva au distrus regatul Gepid și s-au instalat în Panonia. Ei bine, avarii nu s-au instalat aici singuri, ci au adus cu ei un popor pe care îl dominau și pe care l-au supus și anume slavii. Bine, poate e impropriu să le spunem popor, hai să le zicem mai degrabă populații aceste populații slave, lipsite de o unitate politică, supuse avarilor, după cum spuneam, au rămas aici sute de ani, timp în care ne-au influențat decisiv și au contribuit în bună măsură la formarea poporului român, așa cum este el acum. Fără ei, am fi fost tot un popor neolatin, dar total diferit, am fi vorbit o altă limbă. Am fi avut alte obiceiuri, alte mentalități. Dar să-i lăsăm acum pe Slavi și să vorbim despre uh, subiectul principal al acestui episod, și anume bulgarii. Bulgarii, ca și hunii, ca și avarii, erau o populație de origine turcică, care, după plecarea avarilor din nordul Mării Negre, din zona Caucazului, le-au luat locul. Nu aveau să stea foarte mult aici, în Onoguria, așa se numea acea regiune din nordul Mării Negre, pe vremea aceea, undeva cam între râurile Nipru și Volga, în linii mari. Deci, după plecarea varilor din acest spațiu, locul lor este luat de bulgari. Cum spuneam, bulgarii nu stau mult aici pentru că la rândul lor vor fi dislocați de către cazari o populație foarte interesantă, dar care nu face subiectul episodului de astăzi. Sursele bizantine spun că ultimul sau printre ultimii hani ai bulgarilor din Onoguria, cu brat pe numele lui, în vremea lui s-ar fi împărțit hanatul bulgarilor între trei urmași principale lui, unul din ei, cel mai important, Asparuh, a migrat la sud de Dunăre, peste Slavii de acolo. Altul a mers în nord, spre Volga, unde a stabilit, unde a întemeiat uh, Bulgaria de pe Volga, un stat care a rezistat până la venirea mongolilor în secolul XIII. Între timp au trecut la Islam la 922. Și un, o parte mai mică, sub conducerea lui Cuber, au migrat în Panonia, pur și simplu în hanatul avar. S-au supus avarilor, le-au devenit vasale, au primit un teritoriu și au întemeiat acolo un uh, mic hanat bulgaresc, dar vasal avarilor. Este important să reținem acest aspect pentru că vom vorbi mai pe larg despre el ceva mai jos. Deci, înainte de anul 600, avem în Panonia, în Ungaria de astăzi, și un stat, un hanat, se numea Lavarilor, se întindea cam peste tot teritoriul românesc de astăzi și peste vecinii din zonă. În acest hanat, slavii reprezentau un element foarte important, probabil constituiau majoritatea populației, acești avari poartă lupte cu toți vecinii din jur, dar în principal cu Imperiul Roman de Răsărit. La aceste lupte erau antrenați și, și slavii, și în cursul lor, după anul 600, mai exact în anul 602, slavii și avarii reușesc să invadeze pur și simplu zona Balcanilor. Granița Imperiului de pe Dunăre pur și simplu este spulberată un mare număr de slavi se așează la sud de Dunăre în ceea ce este astăzi Bulgaria, Serbia, Macedonia, Grecia, Albania, toate aceste regiuni sunt pur și simplu inundate de slavi. Sursele bizantine vorbesc de sute de mii de slavi care ar fi trecut Dunărea dinspre România de azi, spre peninsula balcanică. Cifrele posibil să fie exagerate, în orice caz vorbim de un număr foarte mare pentru că Imperiul pierde aceste, aceste regiuni. Slavii se stabilesc inclusiv în inima Greciei, în Peloponez. Cam asta era situația pe la anul 680-690, când bulgarii, după cum spuneam, împinși de cazari sub hanul Asparuh, atacă ceea ce mai rămânsese din Imperiul Bizantin, undeva granița nu mai era acum pe Dunăre, ci era fix pe munții Hemus, pe munții Balcani. Deci vin bulgarii, vin peste slavii, cu ceresc rapid, pentru că aceștia nu erau un popor bine organizat, nu erau nici prea meșteri la războaie. Iar o parte din bulgari, cum spuneam, se stabilesc în câmpia Panoniei alături de avari. Toate astea se întâmplau în jurul anului 700 între timp cele două hanate, cele două populații apropiate, avarii și bulgarii, își extind stăpânirile și își organizează statele care deja acum erau vecine, cam prin România de astăzi, cam prin mijlocul României, era granița dintre, dintre ele. Bulgaria lui Asparuh și a urmașilor lui se întindea de la munții Balcani spre nord, trecea bine Dunărea, Ajungea cam până la Carpații Meridionali, și cam pe acolo era granița cu Hanatul Avar. Între bulgari și bizantini începe o lungă relație de dragoste și ură, să zicem așa. În principal s-au luptat foarte mult, dar au avut și perioade de colaborare atunci când bizantinii au fost la un punct, pe la limita. De a fi cuceriți de către arabi, Constantinopolul a fost asediat în 717-718. Uh, Hanatul bulgar le-a venit în ajutor, atacându-i pe arabi. Cum spuneam, relațiile dintre cele două entități, între Imperiul Bizantin și Hanatul bulgar, au variat mult de-a lungul timpului. uneori câștigau bizantinii, uneori câștigau bulgarii, își mai întindeau puțin teritoriu, se mai retrăgeau, mai distrugeau un oraș, cam asta era dinamica evenimentelor. Bulgarii la acea vreme își păstrau încă segregația, dacă putem să spunem așa, adică populația dominantă militar era cea a bulgarilor turcici, nu prea se amestecau cu slavii. Erau păgâni, slavi de asemenea erau păgâni, dar exista o minoritate de creștini greci și populație latinofonă, așa numiți proto-români, care probabil încă mai erau creștini. Creștinii erau uneori persecutați, uneori tolerați, cam asta era peisajul în Hanatul Bulgarilor. În jurul anului 800 și în primii ani după 800 au loc însă niște evenimente care vor. Reconfigura harta acestei părți de Europa. Pe de-o parte, avem expansiunea dinspre vest a Imperiului Carolingian. Carol cel Mare cu francii cucerește rând pe rând țări și popoare din Europa Occidentală și Centrală și ajunge până la granița avarilor. În același timp, în spațiul bulgar, apare Krum. Krum înseamnă în limba turcă, stăpânitor, deci e foarte posibil ca nu acesta să fi fost numele lui real. Nu știm unde s-a născut Crum, nu știm că dinastia dinastie aparținea sau dacă aparținea unei dinastii. Unii spun că ar fi dintre bulgarii lui Cuber stabiliți în Panonia de care vorbeam la început și ar fi fost rudă cu conducătorii avari, în sensul că pe vremea aceea nu era ceva neobișnuit, ca hanul Avar să-și fi dat fiul sau fica de soț, de soție, după caz, vasalului său bulgar. În orice caz, cert este că sub crum, bulgarii cuceresc jumătate din stăpânirea avarilor, iar cealaltă jumătate o cuceresc carolingienii, francii. Practic, Bulgaria ajunge cu granița pe Dunărea de mijloc din Ungaria de astăzi, adică așa în linii mari cam unde acum Budapesta era pe atunci granița dintre Imperiul Francilor și Hanatul Bulgarilor. Hanatul Avarilor este distrus cu această ocazie, după cât se pare destul de ușor. De aici și speculația că acest cubrat ar fi fost primit oarecum cu brațele deschise de către avari, dacă nu cumva chiar acolo s-a născut și ar fi intrat într-o relație matrimonială cu familia domnitoare a bulgarilor, cert este că el ajunge pe tronul Bulgariei undeva în jurul anului 800, după unii 790 ceva, după unii 801, 802, 803. În orice caz, acest individ, acest han, numit și Crum cel Groaznic, o să vedem mai jos de ce, dublează practic teritoriul hanatului avar, cucerește cetatea Adrianopole din Imperiul Bizantin și multe alte cetăți, își întinde un imperiu care cuprinde cam tot teritoriul României de astăzi până în Ucraina la gurile Niprului. Ce este și mai interesant, încearcă să șteargă diferența granița dintre bulgarii turcici și supușilor slavi, în sensul că pe de-o parte anulează autonomiile conducătorilor slavi locali, dar pe de altă parte îi integrează în societatea bulgară, un lucru foarte pragmatic, de altfel, pentru că ei aveau nevoie de soldați. Deja, seminția turcică a bulgarilor nu era atât de numeroasă încât să se perpetueze de la sine, adică avea nevoie de sânge proaspăt, iar acest sânge proaspăt putea fi oferit de către populația locală sedentară, în special de slavi, dar și de uh, strămoșii românilor, strămoșii noștri, bineînțeles cei vorbitori de, bal... de limbă latină balcanică, da? Practic, din acest moment, bulgarii vor deveni din ce în ce mai slavi, până ce elementul turcic va dispărea total prin asimilare. Dar să revenim la Crum cel Groaznic. Deși nu domnește foarte mult, ci aproximativ 10 ani, lasă o moștenire foarte bogată, poartă numeroase războaie cu bizantinii pe care le câștigă pe toate, practic, ucide doi sau trei împărați bizantini de-a lungul scurtei sale domnii, iar din craniu unuia dintre ei, Nichefor I, își va sculpta o cupă de băut vin, de aici și denumirea lui de cel groaznic, practic pune să fie decapitat, să îi se fiarbă craniu până ce se desprinde toată carnea, iar cutia craniană va fi încrustată cu argint și cu perle și va fi transformată într-o cupă de băut vin, o cupă pe care o întindea și ambasadorilor bizantini ori de câte ori purta tratative cu aceștia. Destul de macabru, da? Probabil ar mai fi făcut și alte fapte de grozăvie dacă nu ar fi murit brusc, probabil în urma unui atac de cord fiul său va încheia tratative, va încheia pacea cu bizantinii, deci va avea mai mult timp să se ocupe de părțile apusene ale, ale hanatului bulgar, inclusiv de Transilvania și de granița cu francii. Surse istorice despre ce se întâmpla atunci la nord de Dunăre, în zona țării noastre, nu prea sunt. În schimb, sursele arheologice, Surprind o mișcare de populație. Pe de-o parte, avem un grup de moravieni, de slavi, da, din Cehia de astăzi, care pătrund în Transilvania cam în vremea despre care vorbeam noi, adică după anul 800-830. Arheologii sunt de părere că acești slavi din Moravia erau mineri erau pricepuți în prelucrarea minereului de fier, în extracția sării și altor lucrări de minerit și au fost aduși de bulgari, special pentru exploatarea resurselor minerale ale Transilvaniei. Să fac o mică paranteză să vă spun că sarea pe vremea aceea era un, o materie primă foarte scumpă. Nici nu ne dăm seama astăzi cât de importantă era sarea atunci. Pentru că azi avem frigidere, da? Ei, pe vremea aia sarea era cam singurul mijloc de a conserva carnea și brânza și lactatele. Ori Transilvania era foarte bogată în sare, de aceea ne dăm seama de ce trebuie să fi fost foarte importantă pentru economia Imperiului Bulgar, cum va fi mai târziu și pentru economia regatului maghiar. Deci cine stăpânea Transilvania exploata sarea, era principala bogăție acestui, acestui loc. Bineînțeles, existau multe alte minereuri, inclusiv aur, doar că exploatarea lor pe acea vreme era destul de dificilă să exploata aurul de suprafață, dar exploatările miniere subterane se pierduse tehnica pe care romanii o aveau, se va descoperi mult mai târziu în Evul Mediu. Să revenim la bulgari, ei se vor creștina pe la anul 860 și ceva, se vor creștina în ritul ortodox, rid pe care îl vor promova în tot acest spațiu imens pe care îl controlau, adică în jumătatea de est a peninsulei balcanice, peste sârbi, peste noi, cam de la Marea Egee până la Carpații Păduroși, era zona de influență și de dominație a deja țaratului bulgar, pentru că după creștinare, hanul devine împărat după model bizantin. Se va numi țar adică varianta slavonă a termenului Cezar. Toți împărații romani, inclusiv cei bizantini, după Cezar, au purtat acest nume, de Cezar. Deja numele devenise un titlu. Ei bine, și hanii bulgari, după creștinare, au vrut și ei să devină împărați și deci au luat acest nume de țar. Același lucru vor face mai târziu rușii, cnezii rușii de Moscova, da? O altă mișcare de populație surprinsă de arheologie, în afară de acest grup al slavilor moravieni în Transilvania, va fi o mișcare de populație de la sudul Dunării la nordul Dunării, așa numită cultură Dridu, zic arheologii noștri. Ea cuprinde elemente bizantine, bulgare, slave și ceea ce se. Este interpretat în arheologia noastră ca elemente de cultură uh, romană, orientală și sunt atribuite strămoșilor noștri proto-români. Uh, istoria uh, nu are surse scrise despre această mișcare de populație, dar se pare că sub Imperiul Bulgar au existat grupuri care au venit de la sud de Dunăre la nord de Dunăre. Aceste grupuri erau. Uh, un amalgam etnic, nu era un grup, o singură etnie. Trebuie să fi fost și proto-români, și slavi, și bulgari, și alte nații. De asemenea, motivul pentru care s-a produs această mișcare, iarăși nu este, nu este clar. Fie bulgarii au adus populație pentru a administra mai bine aceste noi regiuni pe care le-au ocupat după dispariția avarilor, fie vorbim de refugiați din cauza războaielor bizantino-bulgare, probabil nu vom ști niciodată. Cert este că această mișcare a existat. În timp, stăpânirea bulgară asupra nordului Dunării este tot mai difuză, probabil niciodată nu a fost foarte, foarte bine închegată și, în general, pe vremea aceea, stăpânirea monarhului principal, să zic așa, se realiza prin sistemul feudal, adică avem hanul bulgar ca suzeran, iar pentru teritoriile supuse existau guvernatori locali, care erau de fapt mici dinastii, mici feudali, care își transmiteau puterea din tată în fiu și puterea lor depindea de suzeranitatea față de actorul principal, fie hanul bulgar, fie avar, după caz. Și așa îi găsim și aici, când apar în istorie, în cronica anonimă, aflăm de glad, de menumorut, de gelu, ei erau niște conducători locali vasali unei puteri exterioare, în principal bulgarilor, pentru că ăsta e adevărul istoric. Când au venit ungurii în, în Transilvania după anul 900, ei se luptă aici și cuceresc acest spațiu de la bulgari, practic. Tot acest spațiu, cum am spus, era un mozaic etnic, elita conducătoare, elita războinică trebuie să fi fost slavo-turcică, prin turcici înțelegând fie bulgari, fie urmași ai avarilor, cu elemente ale populației locale, care prin legături matrimoniale urcă și ei în ierarhie, cu populație civilă la fel de pestriță formată din autohtoni dacoromani, ce mai evoluase din ei, ce se mai alesese de ei, să zic așa, cu mulți slavi trebuie să fi fost, practic dacă nu treceau la sud de Dunăre slavi. convingerea mea e că astăzi vorbeam o limbă, o limbă slavă, am fi luat ce s-a întâmplat la sud de Dunăre, s-ar fi întâmplat de fapt la nord de Dunăre, am fi avut o inversare a situației, am fi avut un popor romanic la sudul Dunării și unul slav la nordul Dunării dar soarta a făcut ca ei să treacă masiv la sud de Dunăre și noi să scăpăm de slavizare, să zic așa. Dar aceste, aceste asimilări au avut loc în timp, pe la anii 800-900, când, când vorbim acum, harta etnică era destul de pestriță. Spre deosebire de goți, de gepizi și de alte populații migratoare, Bulgarii ne-au influențat semnificativ pentru că au stat multă vreme aici, au stăpânit multă vreme teritoriile de la nordul Dunării, ne-au influențat prin organizarea bisericii în rit ortodox. Noi multe sute de ani am avut ca limbă oficială limba bulgară. Bun, că zic istoricii noștri slavonă, ca să mai dragă busuiocul, asta e altceva, dar în esență ea limba bulgară, să fim serioși. Această limbă am folosit-o până pe la 1700, iar după ce am început să folosim româna, am folosit-o scriind tot cu litere chirilice până pe la 1800. Deci influența bulgarilor asupra spațiului românesc a fost una lungă și complexă. Cam atât despre bulgari. Dacă, dacă aveți obiecții, observații și sugestii, Vă rog să le lăsați în comentarii. De asemenea, nu uitați să dați like și să vă abonați dacă nu ați făcut-o încă, pentru că istoria noastră e frumoasă, lungă, complexă și mai avem încă multe alte subiecte de abordat. La revedere și pe curând!